Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii News Express, la care o avem alături de noi ca invitat pe doamna profesor Adriana Voicu, director al Liceului Tehnologic Grigore Moisil din municipiul Buzovina, din emisiunea noastră, și eu mulțumesc frumos pentru asta. Bine v-am găsit și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Voicu, recent Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil din municipiul Buzău a participat la un concurs regional de limba engleză și a ajuns atunci în fază județeană, la care au participat și elevii acestui liceu. Cum s-au descurcat? Foarte bine. Dar Liceul Moisil nu a participat la concurs. A fost gazdă. Ci chiar l-a inițiat. Aha. Noi suntem inițiatorii acestui proiect încă de acum 10 ani. Am luat pauză pe parcursul pandemiei pentru că n-are farmec proiectul online. Absolut. Copiii trebuie să facă, eu știu, lucrări, mini-proiectele pe domeniul lor de specialitate pe care să le prezinte în limba engleză și atunci până nu vezi copilul exact cum lucrează, doar așa să-l filmezi, parcă nu are același impact. Dar anul acesta l-am resuscitat și am avut plăcuta surpriză să vedem că el nu a fost uitat și colegii noștri din toate liceele tehnologice și vocaționale din Buzău au venit cu echipe care să participe la acest proiect și primele trei echipe de la fiecare secțiune, vocațional, economic și tehnic, s-au calificat mai departe la etapa regională care va avea loc în mai și deja sunt înscrise echipe din județele limitrofe și încă așteptăm să se desfășoare toate etapele județene și să vedem câți vom fi în mai. Și practic cu ce au câștigat copilașii? Au fost foarte diverse lucrările pe care le-au făcut. Pe domeniul economic, de exemplu, au prezentat, chiar dacă suntem un liceu tehnologic, dar la domeniul producție media au reușit să facă niște lucrări de publicitate, da? Și atunci ne-am încadrat foarte bine pe domeniul ăsta economic, cu care au câștigat. Pe domeniul tehnic au câștigat cu o stație despre care vă spuneam, câștigat și într-un concurs anterior, cu o stație meteo cu tot felul de senzori. Au avut tot felul de lucrări practice pe care ei nu le văd așa extraordinare, pentru că lucrează cu ele în fiecare zi. Ei fac lucrări din astea și la orele de instruire practică. Doar că lor nu li se pare, dar nouă ni se pare că am putut să-i aducem pe copii de la a nu ști să țină, nu știu, un instrument, o șurubelniță, de exemplu, în mână, la a lucra și mai mult de atât, în timp ce lucrează, să și explice ceea ce fac acolo în engleză. Pentru că piața muncii cere nu numai să fii bun pe domeniul tău, dar cere să și știi cum să spui lucrul ăsta și dacă mai este și într-o limbă de circulație internațională, e perfect. Da, spuneați de piața muncii. Știți că, acum nu știu dacă mai este la fel, dar deși de fiecare dată când se caută un nou angajat, se cere experiență. Ceea ce n-ai cum să o capeți, adică o faci în timpul, înveți în timpul liceului și așa mai departe, dar îi cer experiență, adică totuși să ai ceva mai consistent în spate. Ceea ce un absolvent nu are cum să aibă această experiență, dar pe de altă parte el poate demonstra că știe niște lucruri foarte clare pe domeniul lui de specialitate și atunci poate așa să facă, nu știu, să suplinească lipsa de experiență. Ați vorbit cu angajatorii, sunt un pic mai flexibili în acest sens și ce caută? Angajatorii nu că sunt flexibili, sunt disperați să atragă forță de muncă, pentru că noi specializăm și pe domenii de viitor, da? Viitorul este electric, așa. Este și electronic, da? Și atunci ei vor să îi ia pe copiii noștri să-i angajeze și se întâmplă asta în fiecare început și sfârșit de an școlar,
pentru că știu că sunt bine pregătiți și mai mult decât atât ne trimit și angajații lor, care sunt oameni cu experiență de ani de zile, la școala de maestri să-i... Cizeleze puțin. Exact, da. Fiindcă tot mi-ați spus despre... Da, să zicem, școală, fiecare început și așa. Aș vrea să știu care este oferta educațională pentru anul 2023-2024. Știu că întotdeauna ați avut câte o noutate și tot timpul ați avut ceva care devine atractiv pentru un copil care, să zicem, se gândește la viitor. Da, numai că anul acesta ne-am dat seama că dacă lucrurile merg bine, nu trebuie schimbate neapărat, ci trebuie doar îmbunătățite. Și atunci oferta noastră de anul viitor coincide cu cea de anul acesta, pentru că a fost una de succes. Și avem o clasă pentru liceu, o clasă de producție media, tehnician operator procesare text-imagine cu engleză intensiv, două clase pe domeniul electronic automatizări, una de tehnician operator telematică, de asemenea cu engleză intensiv, și încă o clasă de tehnician operator tehnică de calcul și două clase pe domeniul electric, tehnician electrotehnist și tehnician în instalații electrice. Asta este pentru liceu. Pentru școală profesională avem și învățământ tradițional, cu jumătate de clasă, 12 locuri pe domeniul electric, electrician, exploatare joasă tensiune, și 12 locuri pe domeniul mecanic, strungar. Dar avem și învățământ dual pe domeniul electric, pentru electrician, exploatare joasă tensiune. Sunt 27 de locuri cerute de mari angajatori în domeniu din Buzău, inclusiv de furnizori de energie electrică. Pentru că, până la urmă, cred că asta este noutatea și punctul nostru forte, că în sfârșit am reușit să-i facem pe cei mai mari jucători de pe piața electrică din județ să-și dea seama că noi suntem o sursă de, de angajați pentru ei și nu suntem doar o sursă oarecare, ci le dăm oameni bine pregătiți. Aceștia oferă burse până la 500 de lei, chiar dacă nu sunt obligați decât la bursa cel puțin egală cu cea de la stat. Mese calde, echipamente, totul în așa fel încât copiii doar să aibă, nu știu, tragerea de inimă să meargă acolo și să vadă că le este bine și să rămână ulterior ca angajați la firmele respective. La școlile, la școală profesională, ziceați că aveți, aveți și cursanți mai, să zicem, trecuți de prima tinerețe. Da, cei care termină școala profesională pot să-și definitiveze studiile la SERAL și avem 28 de locuri, o clasă la clasa 11-a SERAL, sau cei care nu au putut să termine studiile la timp. Dar avem și școală post-liceală, tehnician aparate electromedicale, 28 de locuri și suntem singuri în județ care specializăm pe domeniul acesta și este foarte căutat de către angajatori. Pentru că avem cabinete medicale la fiecare colț de stradă care au aparatură ce trebuie întreținută. Asta așa este. Și școală de maestri, maestru mașini și aparate electrice, pentru cei care deja lucrează de ceva ani, minim 3 ani în domeniul electric și vor să vină să-și îmbunătățească abilitățile pe partea aceasta. Este un an și jumătate durează școala de maestri și, așa cum spuneam înainte, cei care au luat copii de la noi, mă rog, absolvenți de liceu sau de, sau de școală profesională și i-au angajat și au văzut că au niște abilități pe care se pot baza, pe care pot construi, i-au trimis pe angajații lor mai în vârstă să se cizeleze, exact, pentru că inginerii noștri știu, pot și transmit tot ceea ce trebuie. Știu că îmi spuneați la un moment dat că aveți și absolvenți de liceu, mai apoi de facultate, care vin să predea la dumneavoastră, nu? Sau eventual le, îi
eu știu, vorbesc cu elevii să le insufle Da, această dorință. exact, da, asta s-a întâmplat pe domeniul producției media când foști elevi de-ai noștri, chiar de la una dintre clasele mele de dirigenție, de acum mulți ani, s-a întors la școală și a zis: doamna dirigintă, dacă eu am învățat și pot să fac bani din ce am învățat din liceul ăsta, vreau să-i ajut și pe alții, îmi dați voie? Bineînțeles. Be my guest. Da. Pentru ca telespectatorii să înțeleagă, aș vrea să-mi spuneți care sunt diferențele între învățământul dual și cel profesional. Diferențele sunt de ordin teoretic mai mult, pentru că practic nu se întâmplă neapărat lucrul ăsta, și anume cei de la dual primesc automat o bursă dată de angajator, dar în limita evidentă a absențelor și a activității de la școală, pe când cei de la învățământul profesional tradițional, angajatorii, operatorii economici, nu și-au luat angajamentul ăsta scris printr-un contract, dar întotdeauna copiii care au meritat au primit ceea ce trebuiau să primească. Și cât durează un studiu, de exemplu? Parcă ați zis la dual 2 ani sau 3 ani? 3 ani. 3 la, ani. Și la tradițional la fel. Este școală profesională, deci 3 ani fără nicio diferență. Și unii și ceilalți pot, dar nu sunt obligați să acceseze locul de muncă de la operatorul economic la care face practică. Adresabilitatea este destul de vastă, nu? Este, da. Atât că trebuie să-i mai convingem încă o dată pe părinții copiilor de clasa 8-a că nu toată lumea trebuie să fie medic sau, eu știu, avocat, ci că este important în primul rând să-și câștige pâinea, să-și câștige banii cu care să-și întrețină o familie și după aia, dacă pot și vor, pot să-și completeze studiile oricând și în orice domeniu. Păi, oricum, tot timpul avem, chit că eu sunt avocat sau sunt medic, tot timpul am nevoie de cineva care să-mi repare ceva sau exact. În casă, că de unde Dumnezeu să cunosc? Așa exact. Se creează astfel de posturi, nu? Exact, și domeniul acesta electric cel puțin, dar și pentru strungari, este foarte ofertant. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, viitorul, prezentul și, mă rog, trecutul de la un anumit moment încoace a fost, este și va fi electric. Că nu o să putem să trăim fără aparate de aer condiționat, fără frigider, fără calculator, da, fără cine știe ce telefoane. Ne mai Așadar, Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil este un liceu pentru, cu meserii pentru viitor. Da, noi așa ne place să spunem și nu numai că ne place să spunem, avem și confirmarea din piață a muncii acestui lucru. Am înțeles. Care sunt avantajele pentru tinerii care aleg să învețe la acest liceu? Pe lângă faptul că, spuneați dumneavoastră, vor avea ocazia să fie angajați, adică cum era de mult, terminai o liceu, o facultate, era imediat angajat, bănuiesc că ne întoarcem la acele vremuri care sunt foarte bune. Adică au fost. Aspectul acesta este de din dorit acesta și de, vedere, da. De reținut în continuare, pentru că, până la urmă, toți trecem printr-o școală tocmai pentru a ne câștiga existența ulterior. Așa este. Cât de mult schimbă aceste proiecte Erasmus Plus școala românească și mai ales care este viziunea copiilor asupra acestui program, să zicem? Nu știu cât de mult schimbă școala românească. Cu siguranță are un impact la nivel național foarte puternic, dar eu știu cât ne-a schimbat pe noi ca liceu, ca profesori și mai ales ca elevi, pentru că sunt niște oportunități pe care nu toată lumea le are la îndemână. De exemplu, noi tocmai ne-am întors dintr-un stagiu de pregătire practică în Spania. Am fost plecați cu 26 de copii timp de 3 săptămâni. Wow. Câți dintre noi avem posibilitatea să stăm în Spania 3 săptămâni pe banii noștri? Eu recunosc că n-aș putea să fac lucrul ăsta. Mulți cred că sunt în aceeași situație, da. Și atunci oportunitatea asta le deschide copiilor orizontul, le deschide mintea și în plus văd pe domeniul lor de specializare ce se întâmplă și în alte părți în afară de noi, în așa fel încât ei să facă o comparație. Și au avut, noi am mers în Granada timp de 3 săptămâni,
Și copiii de la electric și electronică, toate domeniile au fost reprezentate, și media, și electric, și electronică. Cei de la electric și electronică au făcut evident parte practică mult mai intensă decât cei de la media. Cei de la media au lucrat pe calculatoare, că au trebuit să învețe niște programe specifice, dar toți au venit după fiecare zi de practică, erau foarte veseli și ziceam, dar ce s-a întâmplat acolo? Doamnă, am făcut așa o practică cum nu cred că o să facem vreodată. Zic, dar de ce la noi nu se face? Ba să face, dar una e să mai vorbești cu un străin, una e să vezi cum îți explică altcineva, că noi acum la școală pe profesorii cunoaștem și mai încercăm să-i fentăm. Dar acolo a fost foarte strict și, în afară de asta, foarte cald, așa, foarte primitor. Copiii foarte bine pregătiți au plecat de acasă, pentru că cei de la electric și electronică, tutorii cu care au făcut practică acolo, le pregătiseră 5 scheme de lucru pentru 3 săptămâni, ori copiii noștri le-au terminat în prima săptămână. A, bun. Și ce după aia? După aia au suplimentat, dar ei nu s-așteptau să fie atât de bine pregătiți, să lucreze atât de corect și de repede și să fie atât de conștiincioși. Uh-huh. Deci ei, dacă s-au dus acolo, au știut ce au de făcut, fără alte lucruri care să-i distragă. Când a fost de distracție, a fost de distracție, când a fost de lucru, a fost de lucru. Și am primit numai un feedback pozitiv și față de comportamentul lor, și față de punctualitate, și față de comunicare, interacțiune, da? Și faptul că au lucrat în echipe ei, doi câte doi, în perechi, au lucrat o parte din timp și cu elevi spanioli. Și atunci interacțiunea a fost mult mai dinamică și așa incitantă. Și cum li s-au părut ceilalți elevi spanioli, de exemplu, mai bine pregătiți decât ei? Sau? Culmea nu, ci la fel de bine pregătiți. Chiar au venit atunci în zilele respective și spuneau, dar și noi știam lucrurile alea, dar în afară de faptul că le-au explicat altfel, rezultatul, la același rezultat am ajuns și noi. Și zice, uite că suntem și noi la fel de buni. Și practic asta încercăm permanent, să le spunem părinților și mai ales copiilor, că dacă sunt la un liceu tehnologic, nu înseamnă că nu sunt buni. Ba din contră, poate că este, nu știu, modalitatea de a demonstra cât sunt de buni și că sunt la fel de buni ca orice alt copil de vârsta lor. Cred că în momentul în care se face acel târg de așa oferte educaționale, cred că trebuie cumva înșirate și premiile și toate astea, ca să vadă părintele, mă, deci dacă are atâtea premii, înseamnă că merită acest liceu, nu? Da. Gândirea este în continuare la fel de rezervată când se aude de liceu tehnologic. Da, numai că pe parcursul anilor am reușit să mai depășim cât un pic, cât un pic această gândire și sperăm ca într-un final apoteotic. S-ar putea să fie meserile viitorului până la urmă, de fapt deja sunt. Așa, și o să fie mai puțin candidat, să zicem, la drept medicină, mă rog, e nevoie la drepte, mai vedem. Așa, care sunt, să spunem, după sau în viziunea dumneavoastră, 5 repere fundamentale pentru o școală flexibilă? Întotdeauna am dat câte o întrebare. În primul rând, o școală flexibilă trebuie să aibă oameni flexibili. Asta înseamnă profesori care să înțeleagă pe copii așa cum vin ei, din mediile din care vin, pentru că sunt copii cu probleme acasă, sunt copii cu probleme financiare, sunt copii care vin din multe medii și au în spate multe situații pe care eu recunosc că de multe ori spun că dacă aș trăi ce trăiește copilul X, nu cred că aș putea duce. Da. Și atunci o școală flexibilă înseamnă tocmai ca oamenii din interiorul ei, profesori, personal nedidactic, personal didactic auxiliar, tot ceea ce înseamnă o școală, să înțeleagă și să le arate care este drumul pe care să meargă, în așa fel încât să iasă din situațiile din care sunt ei și să îi pună într-o lumină favorabilă. Și să îi îndrepte către un drum mai lin. Mai lin și cât de cât spre un obiectiv
bun. Exact. Bun. Doi. Trebuie să le deschidă orizonturile. Da. Și prin proiectele pe care noi le desfășurăm, fie că sunt europene de tip Erasmus+, fie că sunt, eu știu, naționale, regionale, încercăm să le arătăm că ei sunt la fel de buni, așa cum spuneam, ca oricare alt copil de vârsta lor, că au aceleași oportunități, poate chiar mai multe. Așa mă gândeam și eu. Și singura condiție să reușească este doar să vrea. Da? Da. Pentru că li se pun în față o sumedenie de proiecte și doar trebuie să aleagă care li se potrivește cel mai mult și să meargă pe drumul respectiv. Apropo de proiectele europene, am fost cu 26 de copii în Spania pentru 3 săptămâni, în luna mai vor pleca alți 20 de copii în Polonia, de clasa 11-a de data asta, tot pentru 3 săptămâni. Deci numărul copiilor care pleacă în fiecare an este destul de mare încât să însemne ceva pentru școală, da. Nu neapărat pentru ei ca indivizi. Deși poate și asta contează. Că în la urmă, primul rând asta contează, în primul asta rând. Este, da. Pentru că merg în stagiile astea de practică, cam un sfert din copiii de clasa, poate mai bine, de clasa 10-a și a 11-a, adică un procent destul de mare. Da, al treilea. Reper. Nu v-am uitat. Și școala trebuie să fie destul de abilă încât să acceseze tot ceea ce poate, în așa fel încât copiilor să le fie bine și nu numai copiilor, ci și angajaților, fie că sunt ei profesori, femei de serviciu, contabil, secretar, orice. Și mă refer la fondurile care sunt pentru personal. Știți că partea asta de proiect Erasmus Plus are și parte de cursuri și job shadowing pentru profesori și noi am fost anul acesta în Italia într-un job shadowing, într-un liceu tehnologic din Spoleto și am furat de acolo idei pe care le punem în practică în școală. Foarte bun. De asemenea, trebuie să facă tot școala trebuie să facă tot ce stă în putință să-și dezvolte baza materială, în primul rând, pentru că degeaba le dai teorie copiilor dacă ei nu știu practic să facă lucruri. Cum era teoria? Ca teoria, practica ne omoară. Practica ne omoară, da. Și de aceea și în direcția asta avem un proiect. Tocmai suntem printre câștigătorii concursului de proiecte de la Fondul Științescu. Așa. Și cu ce am furat din Italia de la job shadowing și cu banii de la Fondul Științescu, terminăm, pentru că el a fost început de ceva timp, un atelier de practică pe domeniul electric, care, la baza căruia a fost o idee văzută de noi în Norvegia, într-un proiect acum ceva timp în urmă, 4-5 ani în urmă, pentru că noi mergem și vedem, dar nu ne plimbăm doar ca să avem de unde pleca și unde ne întoarce, ci luăm idei pe care încercăm să le punem în practică în școală, și anume o mini-garsonieră am construit în atelier, da. Într-unul dintre spații. Am făcut întâi un concurs de proiecte cu copiii de la liceu, de la clasa 12-a, în CAD cred că l-au făcut, dacă nu mă înșel. Nu știu, proiectul câștigător a fost pus în practică și asta înseamnă o mini-garsonieră la scară. Așa. În care sunt toate aparatele și instalațiile și traseele electrice, în așa fel încât copilul când vine să facă practică, să lucreze efectiv ca și când ar fi, nu știu, angajat și l-a chemat X să-i repare priza sau ceva. Astea le-am făcut cu fonduri proprii și cu sponsorizări din partea colaboratorilor la care avem copii pe domeniu dual. Aha, bun. Pentru că au zis că ceea ce e corect, ce învățăm noi se completează cu ce fac dumnealor la sediurile lor, la sediile lor. Și prin Fondul Științescu completăm acest atelier cu alte aparate
monofazate, trifazate, sunt profesori de engleză, nu pot să vă dau prea multe detalii, dar inginerii noștri au totul pus pe hârtie. Așa. În așa fel încât din luna mai să începem efectiv tot felul de activități cu copiii noștri și cu copiii de la școlile generale, pentru că va fi o invitație deschisă către ei să vină să ne viziteze, iar copiii noștri să le arate celorlalți ce știu ei să facă și ce ar putea, și ei la rândul lor să învețe să facă. Chiar mi-ați spus, deci mi-ați zis doar 4 repere, mai aștept unul, dar din păcate nu prea mai avem timp. Însă vreau să mai răspundeți la o întrebare. Vă așteptați ca o parte dintre copiii care au făcut aceste deplasări în străinătate, unii dintre ei să și lucreze acolo? Să rămână în străinătate? Mm-hmm. Din fericire, nu. Asta e bine. Pentru că scopul deplasărilor de genul acesta pe perioadă foarte lungă este să, în afară de scopul primordial, principal, este să și vadă dacă copilul rezistă departe de familie. Mm-hmm. Și prima săptămână a trecut așa, eram euforici, a doua a trecut bine, dar deja dintre a treia ni s-a făcut dor de casă. Vorbim de copii de 16 ani care au fost plecați pentru prima dată 3 săptămâni departe de familie. Chiar unul dintre băieți spunea: doamnă, mi-e dor și de naveta aia de la ora 5 pe care o făceam. Așadar, aici este, poate că și de aia s-a făcut de 3 săptămâni, tocmai pentru a testa și rezistența lor de familie. Și au văzut că nu e chiar așa ușor să își organizeze și bănuții în așa fel încât să le ajungă 3 săptămâni, ca să nu dea buzna în primul magazin și să-i cheltuie pe toți, chiar dacă banii sunt suficienți, dar tentațiile sunt și mari. Asta nu mai zic. Așa. Nu mai e mama lângă nu mine. Mai e mama care să-mi spună cum să-mi bag la spălat rufele, să le sortez albe și negre și cum să le întind. Mănânc la restaurant, dar mă ridic și eu și mi-au farfuria și o duc la bar, nu aștept să vină cineva să-mi o ia. Adică au făcut și lucruri care le-au arătat că totuși rolul părinților este unul bine determinat și încă de neînlocuit. Așa este. Doamna, din păcate nu mai avem timp, foarte multe întrebări mai aveam, dar ați scăpat. Oricum, o să revin la punctul pe care nu mi l-ați spus. Mulțumesc din nou pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a le spune celorlalți că suntem buni și îi îndemn să aibă încredere în noi și dacă vor fi dezamăgiți, vorbim la momentul respectiv, dar până acum nu s-a întâmplat să vină cineva și să ne spună: ați spus un lucru și n-a fost așa. Cred că așa va fi. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.